Omenirea încotro a fost tema unei mese rotunde organizată de Centrul Cultural Pitești în colaborare cu Direcția Județeană de Statistică Argeș. Manifestarea, prilejuită de Ziua Mondială a Populației, a reunit reprezentanții administrației publice și ai societății civile. Dezbaterea s-a axat pe un fenomen îngrijorător constatat de câțiva ani la nivel global și mai ales în Europa, scăderea numerică a populației. Populația din Argeș, ultima cifră oficială, corectă și pe care aș putea o spune din punct de vedere statistic, este cea de la recensământul din 2002, unde Argeșul avea 652.000 de oameni în mare. Din punct de vedere statistic, ne urmărim o mișcare naturală a populației, urmărim de ce se naște și căsătorii. La ora actuală, Argeșul are în jur de 614.000, undeva acolo. Ce este de spus, și am spus câteva momente înainte, este că în anul trecut, fiecare lună urmărită a avut un spor natural negativ. Adică Argeșul a pierdut între 55 de oameni în luna iulie și 413 în februarie. Anul ăsta se desfășoară recensământul populației și locuințelor. La anul, în perioada asta, o să avem niște rezultate preliminare. Ne așteptăm ca populația să fie chiar mai mică decât cea estimată, pentru că în estimările noastre luăm în calcul declarațiile persoanelor și evidența populației și ce evidențe țin ei, cele care nu țin cont de plecări temporare sau mai puțin temporare, cele în care nu se modifică domiciliul stabil al persoanei. Și sunt foarte multe, din păcate, le cunosc. Eu stau într-o zonă rurală și știu câți vecini se lipsă de acolo și cred că fiecare din noi poate împărtăși o experiență de genul ăsta. Deci niște rezultate corecte și actuale le vom avea anul viitor. Oricum, populația Argeșului este în scădere, ca populația țării, ca populația Uniunii Europene și nu știu dacă exagerez să spun și a lumii, pentru că mai sunt state, Africa, India, care recensământul în India a început undeva anul trecut și 125 ani, deci acolo e mai greu de urmărit evoluția. Dezbaterea pe care vreau să o facem, practic, despre asta este, despre unde ne va duce această depopulare. Pentru că problema cea mare nu este popularea excesivă, ci cealaltă. Și asta, ca să dau un răspuns și domnului, problema noastră de nu avem ce să le dăm de muncă e o problemă minoră în contextul integrării în Uniunea Europeană. La ora actuală, românii pot pleca să muncească cam oriunde. E problema globală asta de care vorbesc eu cu depopulația. Problema globală a acestei civilizații occidentale din care pe curând facem și noi parte. Deci, problema României a depășit epoca statelor naționale, care a fost frumoasă, romantică, eroică, cum vreți dumneavoastră, acum câțiva zeci de ani. Dar acum, cât de tare am dorit noi să fim naționaliști, trebuie să fim cumva globaliști, că nu? Asta e realitatea în care trăim. Și problemele globale ne afectează și pe noi. Și problemele noastre, vezi, Grecia, îi afectează și pe ceilalți. Problema nu este că nu avem ce le da. Problema este că suntem atât de puțini la ora asta și nu mai creștem, pentru că odată ce populația de o anumită vârstă începe să scadă, piramida se îndreaptă cu vârful în jos și consumul scade. Economia scade. Dacă scade economia, intrăm într-un cerc vicios. Acel cerc cu spirala din ce în ce mai mare, acea spirală cu raza din ce în ce mai mare, care a mers în contextul unei creștere a populației după război, acum se întoarce împotriva noastră. Ne confruntăm cu o scădere a natalității. Dacă spun bine, avem cam 13 decese la naștere la 100.000 de locuitori față de Uniunea Europeană, care are vreo 6,6-6,7%. Este o chestiune
ar fi cunoscută de toți românii de mai bine de 10 ani această depopulare și scăderea demografiei în România. Dar aș dori să întorc puțin palierul la nivel mondial și să vedem că există o creștere a populației, suntem la vreo 7 miliarde și ceva de locuitori față de 1974, când erau decât 4 miliarde și aveți, dumneavoastră cunoașteți mai bine aceste cifre și aceste repere în timp, la 13 ani cam se dublează numărul populației și se preconizează că în 2050 să ajungem pe la vreo 9 miliarde de locuitori. Aș dori să spun acum ceea ce m-a frapat citind acum vreo 2 luni din memorie lideri foști ai națiunilor, statelor sau nu numai oameni care trăiesc și astăzi, nume marcante care la diferite întruniri, congrese mondiale, poate pe zona demografiei, poate pe zona mediului, poate pe zona industrializării excesive, reducerii dioxidului de carbon, discutau de faptul că omul este factorul nociv și că am văzut acolo cifre din gura unora ca Roosevelt, ca Gorbaciov, Ted Tender, Kissinger și alții, care spuneau că trebuie redusă populația, unii spuneau la 500 de milioane a globului, la 100 de milioane, 95% din numărul actual populației, pentru că această creștere exponențială a populației în timp va duce la distrugerea planetei. Sigur că sunt chestiuni care, luate din context, ne duc să-i catalogăm ca niște criminali umani, da? Să spui să ca 99% de populația globului să fie eliminată, că altfel Pământul în timp nu va rezista. Principala cauză a problemelor pe care dumneavoastră l-ați identificat la Departamentul de Statistică, crescăterea populației, este în România, în județul Argeș, unde vreți, este factorul muncă, factorul economic. Faptul că România trece printr-o criză, faptul că sunt foarte mulți oameni care nu au un loc de muncă sau al căror loc de muncă este cumva pus sub semnul întrebării. Nu au o siguranță. Nu știu exact dacă postul respectiv va mai exista sau nu au un serviciu pe care se bazeze pe termen lung. În momentul în care există o asemenea incertitudine, nimănui dintre cei care sunt tineri, și aici vă pot da exemplu chiar și pe mine, nu are de viitor, nimănui nu-i stă în minte să-și facă o familie, pentru că nu are siguranța. Nu are siguranța că după ce face unul sau doi copii le poate oferi un viitor. Deci nu, acesta este principala problemă. Se pune marea problemă că Pământul nu va mai suporta, da, sau nu ne va mai oferi resurse naturale ca să putem trăi. Părerile, bineînțeles, sunt împărțite. Regretabilă este scăderea numărului populației și aici nu pot să dau dreptate antevorbitorilor mei că efectul social-economic s-a răsfrânt asupra creșterii demografice. Și eu mă număr printre persoanele care la Revoluție au fost tineri și plini de optimiști, pur plini de optimism. Însă este o realitate faptul că generația mea a fost pusă în situația ca la un moment dat, datorită problemelor economice, să se reorienteze și să-și caute un alt loc de muncă. Și aici ne-am lovit de o problemă. Faptul că după 40 de ani nu mai suntem acceptați nicăieri. Că după 35, 38, 40 de ani, și am colege de facultate și colege de generație care au lucrat în diverse domenii și au fost bine pregătite profesional, au lucrat și în domeniul siderurgic, au lucrat și în domeniul petrochimic, au lucrat și în domeniul construcțiilor de mașini și așa mai departe, care nu și-au mai putut găsi de lucru datorită vârstei. Vorbeați mai devreme de sectorul privat. Sectorul privat a creat o barieră pentru generația, pentru anumite generații. N-am înțeles de ce. Deci, la un moment dat, unii patroni au spus, sunteți formați pe vremea aia. Nu știu cât am fost deformați, că majoritatea a terminat în facultatea cu 3, 4, 2 ani înainte de Revoluție.
dar am fost din gașca sau din grupul celor formați atunci și nu ne-au acceptat. Și nu ne-au acceptat. Deci, generația vorbeați de anii 67-68. Eu sunt din generația 60. 61-62, care tot a fost un an bun demografic, să spunem așa, și care am întâmpinat problema angajării.